trebui găsit un cuvânt să o caracterizeze pe concurenta următoare. Acela ar fi sufletistă. Este din Bucovina, face facultatea la Cluj și ar face orice pentru fratele ei. Poate pentru că amândoi au crescut doar cu bunica sau poate pentru că așa suntem noi românii. Să ne amintim cu toții de Cătălina Rotaru. Eu de la 2 luni sunt crescută de bunici. Mai apoi mama a plecat în Italia la muncă, am rămas la bunica pentru că bunica a decedat. Și lui spuneam tată. Cu o poveste de viață emoționantă și o voce memorabilă, Cătălina a avut o concurență acerbă în ediția 6 a Vedetei Populare. Dom'le, astăzi am văzut 3 copii fantastici și îmi pun întrebarea, eu singur aici mă întreb ce fac eu. Din care a ieșit învingătoare. Cătălina are toate calitățile să ducă pe scenă muzica tradițională și ea Așadar, este câștigătoare. Cătălina Rotaru e câștigătoarea acestei seri. Bună vreme la dumneavoastră, jupâneasă mireasă! Să-ți și ige bine și să ai noroc, ia că ți-a venit a tău noroc! Ei, jupâneasă mireasă, jupânul nostru mire, pentru dumneata cu grijă l-a însurat, tot prin târguri umblat și o doare scump o cumpărat. De darul să te veselești la altul să nu mai poftești și să știi că ai bărbat cu care ce-ai cununat! Așa-i, bă! Să trăiești, jupâneasă mireasă, în viață cu dulceață! Ca primăvara încântătoare și cu flori mirositoare!
Mulțumim junilor Sibiului! Coreografia Silvia Matra și Alessia Saz, mulțumim foarte mult! Să auzim, să vedem ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Știți de ce? A ales un cântec foarte frumos și nu ușor de cântat. Mi-a plăcut cum a ales cântecul și cum s-a integrat cu dansatorul. Știe să danseze foarte, foarte frumos. Felicitări! Bun! Mulțumim! Elize Stan, vă rog! Mi-a plăcut foarte mult momentul și tu ai cântat foarte bine, ai și jucat foarte bine, însă mie mi s-a părut că nu ți-a strălucit vocea în registru grav. Cred că ar fi trebuit să alegi o tonalitate ușor mai sus. Niculina Stoican. Foarte frumos, foarte vesel, cu atmosferă frumoasă. O bucovineancă adevărată. Felicitări! Mulțumim! Mircea Dinescu, să auzim! Cătălina s-a învârtit foarte frumos, mi-a plăcut cum a dansat, știi? Și mie mi-a plăcut și tonul ei grav până la urmă, știi? A cântat bine, a cântat foarte corect și foarte bine. Dar așa e părerea mea, cred că ar fi strălucit mai mult. Nu oricine poate fi Mamițu. Care să și setizeze ce trebuie. Mi-a plăcut. Succes! Și în această seară mulțumim partenerilor noștri Alpin 57, Lux înghețat, Amal, Grat, ciocolată și cireșe am eu aici. Foarte bun acest desert. Mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat. Bucovin, îmi plai cu flori, tu să cânti până o să mori. Așa o să fac. Ia uite! Bucovina. Ești foarte exuberantă. Poate vrei și tu îmbrățișare? Da. Foarte exuberant, adică îmbrățișez pe toată lumea. Da, păi foarte multă iubire de dăruită. Așa-s bucovinenii. Nu, că nu e în fiecare zi așa. Hai să nu exagerăm. Așa-s bucovinenii repede mă și tu. Mă faci de rușine. Vorbești serios? Păi da, noi nu, da, dar noi nici nu ne vedem zi de zi să zici că, bă, noi ne vedem în fiecare zi și... Dar cu toată lumea trebuie să fie așa. Ce Dumnezeu faci? Păi fac așa tot timpul. Mă faci de rușine. Da? Hai să mergem acasă. M-a luat, m-a și luat, hap. Și spune ceva pentru proba a doua, hai. Ce oameni hotărâți.